Bună ziua, dragi pretendii leu! Haideți să vedem la leu ce a ieșit pentru luna viitoare. De luna viitoare încolo. Deci ce iese, aia vă spun. Nu am ce să... nu mă gândesc la ceva anume, da? Așa. Va ieși prima dată vulpea. Vulpea poate fi o femeie, dar poate fi în scurt timp, deci în 2 săptămâni. Trebuie să aveți grijă, pentru că veți descoperi o falsitate, veți descoperi o greșeală sau cineva care v-a mințit, v-a făcut o greșeală. O să fie repede descoperiți. Apoi, la serviciu, o greșeală care va fi descoperită. Apoi, dacă dumneavoastră ați făcut o greșeală, o minciună vă va fi descoperită. Și asta pot să vă spun. Apoi v-au ieșit demonii. Așa, următoarea este demonii, care înseamnă că în scurt timp, cam în 2 săptămâni, să nu ascultați și să nu luați în seamă niște bârfe. Sau cineva ce vă șoptește, vă spune ceva ca să vă enerveze, să vă rănească. Nu ascultați pentru că nu este adevărat și nu sunt oameni geloși și invidioși. Da? Nu ascultați ce spune lumea. Sau cine ce vă spune, nu ascultați pentru că tot ce este negativ nu este adevărat. Da? Sau poate aveți probleme cu gânduri negative. Dacă este așa, trebuie să consultați un medic sau cineva care să vă ajute cu gândurile negative, da? Apoi va ieși buvnița. Asta să vă arăt, uite. Va ieși dreaptă. Înseamnă că în 2 săptămâni aveți grijă că vreți să faceți ceva și nu este bine. O să acționați, nu acționați bine, de exemplu. Cumpărați ceva sau investiți banii și veți pierde, pentru că investiți fără să vă dați seama, să gândiți. Așa, fără să conștientizați, să vă gândiți bine, da? Orice proiect aveți, examinați-l cu atenție. Uitați-vă la situație, la ce se întâmplă. Da? Parcă într-o săptămână, 2 săptămâni, imediat, ceva imediat, un proiect imediat. O relație cu partener de familie, cu partener. Orice, trebuie să aveți grijă ce faceți, pentru că vă răniți singuri. Singura sau singur, da? Scrisoarea. Scrisoarea este întoarsă. Înseamnă imediat, deci înseamnă între 2 săptămâni și o lună. O să primiți niște vești rele. Supărate. Ceva supărat. Ceva cu interesul dumneavoastră legat de ce vă interesează sau legat de cineva pe care cunoașteți foarte bine, iarăși se poate. V-a mai ieșit câinele aici. Câinele, îl vedeți? Dar este întors. Înseamnă între 6 luni și pe viață vă schimbați prietenii foarte mult. Nu puteți rămâne prieteni cu aceiași oameni. Sau o schimbare între prieteni. Da? De exemplu, se poate că vă căsătoriți și vă mutați de acolo să aveți alți prieteni. Sau s-ar putea să terminați școala. Sau la serviciu. Vă schimbați serviciu, vă schimbați prietenii. Deci asta nu este ceva. V-am mai găsit aici o floare. Uite. Floarea este dreaptă, este bine. Înseamnă că ăsta e pe viață, poate fi. Veți avea o viață fericită și plină de sens și de sens, da? Înseamnă că toată viața dumneavoastră, orice acțiuni face sau orice se întâmplă, totuși la final o să aveți fericire și succes. Nu înseamnă că nu veți avea perioade cu probleme sau supărări, da? Dar veți avea mai multă fericire decât supărare, da?
Supărarea este de scurtă durată pe care o să o aveți sau care o aveți. Apoi v-a mai ieșit un castel. Un castel care este o imagine foarte bună, castelul. Înseamnă pe toată viața la fel. Împlinirea speranțelor dumneavoastră. Chiar dacă, de exemplu, uite să zicem, eu, dumneavoastră, cei care sunteți în leu, da? Visați, de exemplu, vă dau un exemplu, visați să aveți o vilă sau da? Sau să călătoriți undeva departe, într-un loc exotic sau orice speranță vă va fi realizată chiar dacă s-ar putea foarte târziu. Da? Nu așa de repede cum vă doriți. Dumneavoastră vă doriți și majoritatea oamenilor își doresc rapid, dar nu va fi rapid. Orice aveți arată că trebuie să aveți răbdare. O să ajungeți unde vă doriți, dar cu răbdare. Și nu așa de repede. Așa. Deci v-am zis bufniță, castel, vulpe, demon, câinele. Așa. Cam asta a fost pentru Leu. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.